Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! În această zi am vrut ca în emisiunea de astăzi să o avem invitată pe doamna Liliana Tiron, manager librărie. Bine ați venit! Bine v-am găsit, Mă dumneavoastră bucur. și spectatorilor dumneavoastră. Mă bucur că în această zi mohorâtă de toamnă ați reușit să ne onorați cu prezența și să discutăm despre literatură, despre carte în general. Da, potrivit. Pentru că o carte te poate transpune și într-o zi frumoasă de primăvară sau de vară. Oricând, am spus acest lucru deoarece afară este urât, cel puțin în momentul în care filmăm și poți să alegi să citești o carte. Afară este urât, nu poți să mergi, să te bucuri de soare și atunci stă la îndemâna ta să citești. Vreau să vă întreb, în această perioadă, copiii au început școala. Vânzările de cărți cum sunt? Ce se caută în acest moment? Da, cei care au trecut în clasa 8-a și caută materiale pentru examenul de testare națională. Și am avut chiar foarte multe cereri în această privință, chiar au apărut foarte multe culegeri pentru evaluare națională. Noi avem de la câteva edituri, am adus doar una singură. Ea se numește? Da, Evaluarea Națională Limba și Literatură Română. Vedem că învață și singur, normal că știm că școala acum este hibrid și copiii trebuie să insiste și pe latura individuală, adică să învețe și singuri. Observăm aici că spune învață singur, da. Teme de lucru pentru evaluarea națională. Practic, această carte dă oportunitatea copilului de a se descurca singur cu toate informațiile care se găsesc în ea. Sigur, sigur. Și cu manualul, evident, și cu orele online sau la școală, depinde cum. Dar sunt foarte bine puse la punct. Și ea cuprinde, deci sunt 30 de teste de antrenament cu soluții de rezolvare după noul model propus de MEC. Și 30 de teste de aprofundare cu repere de răspuns. Foarte interesant. Da, au și răspunsuri și sunt foarte bine puse la punct. Deci un copil, dacă își procură materiale din timp și se apucă de învățat din timp, are toate șansele să ia cu note mari examenul de evaluare națională și să intre la cel ce o dorește. Important este să cauți, nu știu, manualul de care ai nevoie, astfel încât să te informezi, să înveți. Și evident să o și parcurgi. Absolut. Din punctul meu nu încape îndoială acest lucru, pentru că odată o carte pe care îți trezește interesul, o vei parcurge până la capăt. Și o mai și recomanzi. Da, da, da. Ele vin deja recomandate din partea profesorilor de la clasă. Sunt și părinți care vor în plus, deci își cumpără în plus alte materiale ca copilul să aibă ce lucra, ajutătoare, da, să completeze cumva informațiile, dar în general vin cu recomandare de la școală. Asta este bine. Și la dumneavoastră, la librărie, ca întotdeauna, de ori de câte ori am vizitat librăria Vasile Alexandrii, am găsit pe toate domeniile, ca să zic așa, cărți, literatură. Te uiți, vezi numai cărți, dar vezi și sus scrie filozofie, istorie, pe domeniile pe care le aveți, dezvoltare personală. Mi-a plăcut foarte mult. Ori de câte ori am intrat, am găsit ce am avut nevoie. Mulțumesc. O altă carte pe care, tot pentru copii, aș vrea să prezentăm. Pentru că ați venit cu câteva cărți. Da. În perioada aceasta se mai încerc și manuale. Am observat, chiar țin să trag un semnal de alarmă, manuale relativ noi, care sunt, asta este pentru cei de la edituri, pur și simplu se desfac foile, se sunt deteriorate, hârtia este de proastă calitate și atunci părintele este cumva constrâns să-și cumpere manualul de la librărie, chiar dacă îl primești. O carte nouă, exact, cu manual nou. Foarte uzate, deci este o problemă și cu manualele nu sunt făcute așa cum trebuie. Copilul normal le pune în ghiozdan, le pune și șifonează, se desfac filele și deci aveți și manuale pentru elevi sau caiete speciale.
Asta este bine, pentru că o carte nouă îți trezește și interesul instantaneu de a o parcurge, dar da, mai ales când tu da. Vei învăța de pe ea, cu atât mai mult e bine că e nouă și este cartea ta. Tu ai dat startul citirii și învățării acelui manual. Da, e adevărat, însă ar trebui să fie gratuite manualele și din banii care trebuie să-i dea pe manuale să-și cumpere altceva. De exemplu, literatură, eu știu, de relaxare, o carte care să-i placă. Da, astea sunt condițiile. Actuale, sperăm actuale, în îmbunătățiri da. În viitor. În septembrie a apărut o carte lui Dan Brown. Știm toți că este autor de romane foarte serioase, Codul Da Vinci, Inferno. Ori a scos și o carte de copii. Interesant. Am înțeles că este un proiect mai vechi al autorului, care a visat din copilărie să scoată o carte de copii. Așa. Este o carte inedită, în sensul că există niște instrucțiuni de descărcare a unei aplicații pe telefon mobil, încât fiecare animăluț și fiecare poezie este pusă pe muzică, pe cântec și e o simfonie. Salutul păsărelelor. Da. Eu, din păcate, nu am avut timp să descarc aplicația. Proscuțele în iaz sunt foarte interesante. Da. Și auzim și atractive în același timp. Da. Desenele sunt foarte frumoase. Este inedit, adică îmbină cumva lectura pe hârtie cu tehnologia, da. Probabil că asta a și vrut autorul. Să stimuleze și cititul, dar te ajută și aplicația și, astfel încât să fie completă o carte veselă. Senzația de bine. Spune așa, deci Dan Brown, Sinfonia Sălbatică, include piese muzicale compuse de Dan Brown. Da, foarte frumos. Am uitat să specific că ei sunt compoziții. Și la un preț convenabil, observ, accesibil. Foarte interesant. Da, e o carte foarte interesantă. Ce mai avea? Mai am prima lectură. Am observat interesul părinților de a oferi copiilor altfel de povești, povești terapeutice. Aici am ales întâmplare Analiza și terapia fericirii. Da. Subiect profund. Da, este o carte frumos ilustrată cu scrisul mai mare. E scrisul mare, puțin. În care foarte ușoară de parcurs, observ. Da, foarte ușor de parcurs, în care copilul învață să fie fericit. Exact. Probabil și cu mai puțin, nu chiar cu ce le se oferă. Analiza și terapia fericirii. Foarte interesant. Da. Da. Următoarea. Noi am, stimați telespectatori, la început, când am discutat întâlnirea pe care a pentru emisiunea de astăzi cu doamna Liliana, am propus să avem și câteva cărți pe care dumneavoastră le poate prezenta publicului, astfel încât să vă trezim și să ne trezim și interesul pentru literatură, care se pare că într-o această perioadă cam scăzut. Da, e adevărat. Ați observat? Da. În perioada, în stare de urgență, noi am ținut deschis. Cu ușa închisă, dar am dat voie clienților pe rând, au fost foarte ascultători, chiar și în sezon. Foarte bine, ați păstrat exact cum s-a spus limitele. Și mă așteptam totuși să... M-am gândit așa, lumea stă acasă, ori să vrea să-și umple timpul cu ceva, cu ce? Cu lectură, cu o carte, deci pe lângă multe altele, pe lângă telefon sau televizor. Dar, din păcate, nu a fost chiar așa. Am avut foarte puțini cititori, au fost, dar puțini. Mai mult... bunicii sau părinții preocupați pentru să le umple timpul celor mici, să le ia cărți de colorat, culori. Cărți de colorat pentru adulți, a fost o perioadă în care într-adevăr sau. Și integrame, mai puțin lectură de relaxare. Foarte puțin. Foarte puțin? Da, foarte poate puțin. Nu este mediatizat acest segment. Nu știu. Da, poate o am avut în casă. Mă așteptam să se vândă atunci, în perioada aceea, foarte multe culegeri pentru bacalaureat, având în vedere că venea bacalaureatul și aveau timp la dispoziție. Însă surpriza a fost nu. Nu, surpriza a fost că nu s-au vândut, nu au fost cerute, da. Și atunci s-a perpetuat cumva acest trend, deci a scăzut interesul pentru lectură, au scăzut numărul de cititori,
Probabil că au scăzut și veniturile fiecărei familii. Posibil, posibil să fie și acest lucru determinant. Pentru că, nu recunoaștem, cartea pentru unii este încă scumpă. Este relativ scumpă. O carte bună este în jur de 40-50 de lei și atunci știm că este pusă ultima pe o listă. Da, dar și știți cum e? Uneori când îți dorești un lucru cu adevărat, faci economie ca să-ți iei. Nu știu, mai strângi puțin din partea elaltă, da, mai amâni și o chestie, da, care nu este atât de importantă și ți-ai lucru dorit. Cartea dorit este hrană spirituală. Eu am întotdeauna pe la mine pe noptier cel puțin 3 cărți pe care le citesc în paralelă. Da. Dar felicitări, felicitări, un lucru minunat. Depinde și de educația de acasă, educația de la școală, depinde de recomandări, că dacă li se recomandă copilului o carte, o să o citească sau măcar o să încerce. Important e să înceapă de undeva, să-i trezească interesul pentru lectură. Mulți părinți vin supărați pentru că copiii lor citesc Jurnalul unui puști. Jurnalul unui puști este o carte relativ ușoară, în care are foarte multe expresii pe care oricum copiii le știu de la școală. Și le folosesc, da, chiar dacă nu în fața părinților. Chiar dacă nu în fața părinților. Și noi le spunem așa, lăsați-i să citească, ori să-și piardă interesul pentru Jurnalul unui puști, o să treacă o altă etapă și atunci important e să prindă microbul lecturii. Exact. Da, și atunci o să citească și altceva, nu o să rămână toată viața la Jurnalul unui puști, o să plictisească. E ceva de moment, e un trend, exact, presupun, da, în perioada asta, pe care, na, e o modă de a citi asemenea carte. Da. Așa, vreau să continuăm cu recomandările, ca da, să vreau ca în timpul emisiunii pe care le avem să pe toate să le prezentăm. Ar fi păcat să nu reușim. Asta e tot pentru prima lectură. În fond, trebuie să inoculăm microbul lecturii de la cei mai mici. Prima zi de școală a Mirei este din seria Prințesa Urbană. Autoare care scrie pe blog e Ioana Chicet Macoviciuc, la fel căutate pentru că sunt cărți terapeutice și care dezvoltă gândirea unui copil și să învață să fie propriu stăpân sau propriu, să aibă sau propria, sigur pe sine. Da, exact. Da. Este o carte foarte subțire, da, e subțire, ușor de lecturat, da, din câte am este văzut. Este cartonată, sunt foarte bine îngrijite, cu ilustrații, da, sunt la fel căutate, pentru că sunt recomandate și pe blogul dumneei. Da. Deci, uite, avem și de la primii ani în care se poate studia prima zi de școală a Mirei, subțire, ușoară de citit, pentru clasa 1, presupun. Da, clasa 1, clasa 2, chiar și cei mai... Texte ușoare, imagini foarte multe care ajută vizual să înțeleagă mult mai bine. Da. Da, vârsta spune 6-7 da, ani. Am ajuns la... Eu le-am luat în ordine în care au fost puse. E o carte consistentă, da, observ. O carte consistentă. E de relaxare. Lectura... Cărțile sunt de mai multe feluri. De relaxare, de făcut cadou, de obligatorii, cum sunt manuale sau culegerile. Dar de relaxare sună foarte interesant. Da. Aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte. La ce se referă cartea? Sau... cui este destinată? Tuturor. Adolescenților, adulților, de ce nu? Deci nu contează vârsta. Nu. Este, în fond, fiecare, la sfârșitul unei zile încărcate, simțim nevoia să evadăm din cotidian, să ne ancorăm într-o poveste. Și atunci citim o carte. Cred că mi se pare lucru cel mai binevenit și somnifer. Pentru că mulți spun că adorm după câteva pagini. Este un lucru foarte bun, dacă... Dar important e să citim măcar câteva pagini pe seară. E o autoare foarte îndrăgită. Mie îmi place cum scrie. Are foarte descriere multe... pe spate? Da, sunt povești. Sunt povești de viață în care, dacă vrei, te transpui și faci dintr-o zi mohorâtă de toamnă. Lumina unui nou început se numește cartea. Da. De la autoarea romanului Fenomen, oamenii fericiți citesc și beau cafea.
destul de reprezentativă imaginea și tentant să o deschizi și să o citești. De remarcat, vedeți, este într-o țiplă. Majoritatea editurilor după... Vreau să ne explicați exact motivul. Da, după motivul. Ce a apărut virusul respectiv, care a bulversat toată lumea, deci majoritatea editurilor pun cărțile în țiplă, țiplate. Este foarte bine pentru că elimină cumva riscul de contaminare. Eu am dubii în acest sens, dar important este că cartea se păstrează în condiții perfecte, ieșite de sub lumina tiparului. Da, absolut. Și pentru un cadou iarăși e perfect că persoana respectivă își va da seama că această carte nu a fost lecturată și nu nouță. Absolut. Da. Pe de altă parte, există un impediment în ceea ce privește țipla respectivă. Sunt foarte mulți care vor să o deschidă și să vadă cuprinsul și interiorul. Da, să vadă cuprinsul astea la o carte tehnică sau la o carte la o culegere, dar cei mai în vârstă să vadă fonturile, dacă sunt destul de mari. Da, da. Și atunci... Ăsta ar fi singurul impediment pentru cele care sunt țiplate. Da, absolut. Mai avem o carte, observ, care este în trend, aș putea să spun. Da, este în trend, da. Se numește... COVID-19, da, pandemia care nu trebuia să existe și cum să fie oprită următoarea. Să sperăm că nu va fi următoarea. E așa, de informare pentru cei care vor... să știe și altceva în plus decât ceea ce văd la televizor sau citesc. Exact, știrile nu sunt tocmai ok referitoare la acest virus și pentru informații suplimentare putem lectura această carte. Spune că jurnalista face un raport înțelept, este scrisă de o jurnalistă, un raport înțelept și precis al pandemiei și o evaluare obiectivă. Acum asta de rămâne la atitudinea fiecăruia dacă vor să citească altceva în plus. Eu zic că mai potrivit o lectură care să ne încânte decât... Corect. Să ne dea starea de bine pe care ne dorim cu toții. Asta este recomandarea noastră. Dacă avem un client care nu știe ce să citească. E nehotărât sau vrea să înceapă ceva, să înceapă cu o carte care să-i creeze o stare de bine. Foarte frumos. Și atunci poate și recomandări în funcție de... Categoric, da. În funcție de... Vă dați seama după om cam să l întrebați cam ce-l interesează. Da, mai chestionăm. Da, dacă întrebăm dacă la ce nivel sau ce-a mai citit și atunci facem... Imediat o asociere, cu, asociere cu o carte și o recomandați. Da, dacă cineva vrea să facă un cadou, la fel întrebăm... Nu spuneți nimic despre cadouri, discutăm după ce epuizăm cărțile. Văd o carte cu un titlu foarte, foarte interesant. Cum se numește? E o serie, Cum să faci să nu citești în vacanța de vară, care a trecut deja. Să nu citești. Și nu este cu roșu, parcă trecut. Nu este cu roșu, da. Deci autorul... Personajul din cartea respectivă este hotărât să determine prietenii lui să nu citească. Deci el mergea într-o tabără de lectură, chiar se numește Cărțulia. E foarte frumos, subiectiv. E o carte de copii, da, e veselă. De ce el a mers în tabăra respectivă să determine pe prietenii lui să nu mai citească, că îi se părea nociv, să-și umple timpul cu altceva. Cu măcar în vacanță să stea detașat de carte, presupun. Da. Ori, în final, după o serie de aventuri, personajul principal ajunge să îndrăgească lectura și rămâne cumva... trist că s-a terminat vacanța în tabăra respectivă. Da. Interesant este că de obicei când spui nu și mai ales la copii, nu faci, nu te apropii de ragaz, te duci. Iar cartea cum să faci să nu citești, de fapt cred că mesajul este să te apuci de citit. Da, mai sunt în serie Cum să faci să nu citești prima și Cum să faci să nu citești, dar să ai note mari, la fel e cu nu ăsta care de fapt pentru copii este da. Da, negația este luată invers. Da. Sunt foarte interesante, foarte ușor de citit, cu ilustrații, la fel, sunt doar dorința de a citi. Sunt extrem de multe cărți pentru copii. Mai avem 5 minute în care aș vrea să prezentăm și celelalte publicații. Să iau pasta mai mică, pentru că este o serie Pixie.
Cărți educative, mie îmi plac pentru că sunt texte foarte scurte. Se referă la orice domeniu, la natură, la sănătate. Erwin tușește. Ce să facă Erwin să nu tușească? Trebuie să-și ia pilulele sau siropelul de la... Da. Sunt cărți pentru cei mici. Educative. Educative, da. Exact. Și ilustrată, da, cu imagini. Da, ilustrate și foarte scurte. De la fel sunt povești... Pentru ce vârstă este? Astea ar putea fi citite de bunici sau de părinți sau să citească pentru copilul de un... Da, pentru cei mici, cred că până la 10 ani merg foarte bine. Sunt foarte multe în serie și din toate domeniile. Din toate. Am adus una care... Reprezentativă. Da, da. Mai avem... O carte care mie îmi place foarte mult, de la editura Baroc. Editura Baroc are cărți foarte bine îngrijite, pe hârtie de foarte bună calitate. Cărți care pot fi făcute cadou și... E Citește, te rog, citește. Este un apel, cred că disperant, pentru toată lumea. Să ne facem timp și să citim, măcar puțin, măcar de la bibliotecă, măcar... Trebuie să ne educăm copiii să citească. Trebuie să le dăm exemplu, pentru că un copil care nu vede un părinte citind sau să aibă o carte, nu o să citească niciodată. Eu știu din foarte multe surse că au cam dispărut bibliotecile din prim case. E un lucru foarte trist. Un nou pe care și reachiziționează lumea ziua de astăzi. Nu este loc pentru cărți. Da, nu este loc pentru cărți. O ai acolo un colțișor. Să fie pentru... Nu spun asta pentru un profit. Nu, dar practic este hrană pentru suflet. Absolut. Și cât înveți trăiești. Absolut. Și o carte poate fi citită la orice vârstă. Și o carte niciodată nu este veche. Spunem chiar... discutam cu un client într-o bună zi, ce se mai poate scrie? Că s-a scris tot. Nu este adevărat. Nu e adevărat. Tot timpul se va găsi ceva nou de scris. Știința este fără margini, visele oamenilor, dorințele, imaginația și nu ai cum să te oprești. Și o carte care a fost scrisă acum 50 sau 100 de ani e la fel de actuală și trăiește aceeași poveste. Mare lucru nu se schimbă de atunci, acum depinde ce cuprinde acea carte, ce aspect, dar în general se mai vine cu update-uri la informațiile vechi. Da, absolut, așa-i. Da, acum pe final aș vrea să faceți câteva recomandări în cazul în care cineva dorește să facă cadou o carte. De multe ori suntem în imposibilitatea de a alege un cadou. Și da. nu știm, ne gândim, nu vreau să dau greș cu acest cadou. Idei generale. Cu drag recomand o carte cadou. Tuturor spun. E o carte, rămâne, poate nu deschis, dar știu, am primit-o, mai ales dacă mai scrii și pe... Aici vreau să vă întreb dacă este indicat să faci o dedicație cu semnătură? Din punctul meu de vedere este indicat, dar mulți clienți spun, da, dacă oare? Și atunci nu mai scrieți, puneți o felicitare pe așa, poate veni oricând să o schimbe. În primul rând, pentru un cadou, cartea trebuie să arate bine. Coperta reprezintă, ambalajul este imaginea cel care îl vede. Da, imaginea îl vede prima dată. Și ne informăm dacă știe oarecum ce vârstă are, din ce domeniu lucrează, poate dacă mai citit ceva ca să ne dăm seama de gradul de cultură. Nu pot să dai unui om care a citit filozofie o carte de citit în tren. Da. Adevărat. Da. Și atunci întotdeauna reușim să mulțumim clientului. Am avut foarte mulți clienți care au revenit și ne-au mulțumit. Foarte mulți părinți care au revenit și au mai cumpărat cărți pentru că au determinat copilul să citească. I-a plăcut și ar mai fi dorit. Da, i-a plăcut și da, absolut. Asta este foarte frumos. Doamna Liliana, se pare că timpul alocat emisiunii noastre s-a apropiat de sfârșit. Am discutat despre recomandările Puținele recomandări, timpul fiind și scurt din cauza aceasta, dar nu-i nimic. Vom face și o altă emisiune în care vom prezenta și alte informații, alte recomandări și nu numai, pentru că nu am reușit să dezbatem tot ce mi-am propus. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mare drag.
Vom reveni curând în librăria Vasile Alexandrie pentru achiziționare de carte și nu numai, așa. Dragilor, mulțumim că ați fost alături de noi, vă dorim o zi minunată și rămâneți alături de programele noastre. La revedere! La revedere!